Un adolescent de 17 ani din localitatea dâmbovițeană Doicești a terorizat întreaga localitate. Îi punea pe vecini să-și dea palme sau să facă flotări. Îi filma, iar apoi posta imaginile pe internet. Una, două și tu. Alea-s palme că ți le dau eu. Bă, așa. Așa. Și tu? Așa, bun. Flotare. Bagă! Teribilistul nu s-a gândit niciun moment, însă că aceste imagini vor deveni principalele probe împotriva lui. Adolescentul a fost arestat și are acum pe numele său un dosar penal pentru lovire, ultraj, șantaj și tâlhărie.